the sun goes down on you. Salutare, salutare și bine ați venit sau bine ați revenit pe acest canal de YouTube. Azi am pentru voi un videoclip special, aș zice, special mai mult pentru mine, pentru că ne-am luat cățel. Da, sunt foarte încântată, am fost foarte emoționată. Am filmat puțin și pe drum când l-am luat, dar am filmat cu telefonul, o să inserez niște imagini. Momentan doarme. Chiar acum am ajuns acasă și am zis să și filmez cum ajung acasă. Încă este obosit de pe drum și doarme. Oricum, cred că este în regulă. Am fost cu el și la veterinar imediat ce l-am luat și a zis că este ok. Și o să vi-l arăt și vouă. Stați să vi-l arăt. El este doi. Spune-i salut, doi. Doarme. E un scumpicel. Este mega, mega obosit. Acum vă las să vedeți și imaginile de pe drum și ne revedem. Neața, neața, sunt foarte, foarte fericită pentru că ne luăm cățel, ne luăm bișon și sunt așa de emoționată încât nici camera nu am luat-o și filmez cu telefonul și acum mergem după el și abia aștept să îl vedem. O să vi-l arăt și vouă. Să vedeți ce scump este. Ce ai acolo? Asta este toi. Și te bucuri? Bun, tot eu sunt din nou. Vreau să vă arăt și ce am cumpărat în toi. Am aici o pungă, am trecut pe la magazinul de animale și am întrebat pentru că este primul nostru animăluț și efectiv n-am știut ce să-i dăm de mâncare. Na, e și micuț, nu vrem să-i dăm ceva care să îi facă rău. Așa că... Na. Am întrebat. Bun. În primul rând, aici este punga. În primul rând avem scutecele. Domnul de la care l-am cumpărat a zis că face pe scutecel, este învățat. Acum vom vedea. Avem bobițe. Domnul de la magazin a zis că sunt bobițe pentru câini până în 2 luni. Deci este... Ok, sunt ok. Momentan cățelul are 7 săptămâni. I-am mai luat și niște plicuri, tot așa, pentru căței până în 2 luni. Așa arată. Și tot așa ni s-a recomandat să dăm jumătate de plic pe zi. Este foarte mult. Deci cam jumătate de plic. Na. Este ok, sper că sunt ok. Bun. Am cumpărat și o lesă și un ham. Ne-am luat roșii. Toi este băiețel. Așa, i-am luat foarte, foarte mișto aceste castronele de mâncare și de apă. Sunt foarte, foarte faine. Așa, stați așa. Pe urmă, fiind acolo la magazin cu toi în brațe, ne-a văzut o doamnă foarte drăguță care avea cățel și ne-a recomandat să luăm această jucărie. A zis că le place foarte, foarte mult și că are gust de mentă, mintros de mentă, na, ceva de genul și că cățeilor le place foarte mult. Așa că l-am luat să vedem. Și am mai luat o jucărie foarte, foarte mișto. Așa. Pentru că este puțin murdar, am zis să-l curățăm. Și doamna de la magazin ne-a recomandat acest gel de curățare, după care să-l ștergem cu un prosopel. Na, eu zic că este ok. Este șampon cu spălare uscată pentru câini și pisici. Na, oricum, veterinarul ne-a recomandat să nu-l folosim foarte des, la fel și domnișoara de la magazin.
ne-a zis să nu îl folosim prea mult și nu o să-l folosim acum numai cât să îl ștergem puțin de mizerie. Și i-am mai cumpărat și o perie pentru că e nevoie și doamna de la magazin ne-a recomandat-o pe aceasta. Și de asemenea, și Alex așteaptă să îl ajut și vă arăt acum, i-am cumpărat și un țarc. Este de fapt un țarc de iepure, dar e foarte drăguț. Stai să vă arăt. Acesta este mega colorat. Uitați-l pe toi. Și acolo este Alex cu țarcul și stați să vă pun aici să vedeți cum îl montăm. Așa arată și țarcul. Toi încă doarme acolo. E foarte ok, dar cred că normal e de băgat în pământ și nu știu cum. Cred că o să-l prindem cu șoricei ca să fie ok. Aici are ușița și se deschide. Ba-ba. Și cred că o să fie ok. Bine, țarcul mai degrabă pentru când nu suntem acasă. Că nu suntem acasă ca să nu ne roadă cine știe ce chestii sau să facă cine știe ce prin casă, îl ținem în țarc. În rest, na, dacă suntem acasă, lăsăm liberi cu noi. Să vi-l arăt. E o frumusețe. Dar așa este de obosit că doarme. Încă doarme, tot doarme, sărăcuțul. Bun, este gata, este la locușorul lui, doarme. Încă tot doarme. Eu sper că este în regulă. Că prea mult doarme. Așa arată și țarcul. Momentan l-am pus aici, dar nu știu dacă o să rămân acolo. Nu știu ce facem cu măsuța asta. Multe lucruri nu știm cum le vom face cu noul membru al familiei. Dar este foarte, foarte scump. Vedeți și voi cât e de scump. Dați-vă. Cum ți se pare noul membru al familiei? Somnoros. Da. Obosit. Dorme foarte mult. Să bine, domnul de la care l-am luat l-a adus cu trenul din Oradea. Și na, am fost destul de obosit. Pe mașină am fost destul de jucou, s-a urcat pe mine, m-am mușcat. Zic că sigur e ok. Am fost și la veterinar cu el imediat după și m-a zis că e ok, i-a mai dat o pastilă de deparazitare, că s-a uitat pe carnetul lui și a zis că ce i s-a dat inițial s-ar putea să nu-l ajute. I-a făcut stomacelul foarte urât de câteva ori, probabil de la pastilă, și acum doarme de ceva timp. Oare nici nu știu de când doarme. De când am venit acasă tot doarme, de vreo oră. Doarme destul de bine. Voiam să vă zic că am mai cumpărat niște chestii. Scuzați-mi patul, dar acum fac curățenie. Și voiam să vă mai arăt că i-am mai cumpărat un pătuț din Pepco. Alex a fost acum până în Pepco și a fost 20 de lei, foarte, foarte mișto, sperăm să-i placă și deși e băiețel, i-am mai cumpărat o chestiță de asta de pus suportul de mâncare ca să nu alunece, care a fost 5 lei, deci n-a fost mult, și am mai cumpărat o păturică cu 8 lei.
Și sunt foarte, foarte drăguțe lucrurile astea din Pepco. Și să sperăm că-i plac. S-a trezit și acum papă. Uitați ce fain mănâncă. Nu zic e prea greu asta pentru el, azi le dăm jos. Uite, a? Suportul că nu o să mai crește pic. Ce frumos este. Dar cred că alunecă, ar trebui să-i le aducem aproape, mai aproape de păturică să mănânce liniștit. Da, uite aici. Gata foame. Puțin. Deci pus cutec și de aia pus cutec. Așa. Deci uitați fiara, ce a făcut? Toate le-a întors. Și acum se culcă fiara. Mă, fiară, mă. Na, le-ai întors toate și acum adorme, așa? Vai de mine și de mine. Fiară ce ești. Care tocmai s-a trezit și m-am gândit să vă spun impresiile mele așa după prima mea zi cu el și vreau să zic că a fost destul de cuminte, că nu a plâns absolut deloc, nu l-am văzut supărat, am tot citit că s-ar putea să fie supărat, că s-ar putea să plângă, chestii de genul acesta, dar chiar nimic. A fost foarte jucăus, s-a jucat cu noi, a dormit, a mâncat, a băut apă și a făcut nevoile. Absolut tot și e mega, mega cu minte. Momentan îl ținem aici pentru că e micuț, nu știe încă să-și facă nevoile afară. Oricum, momentan nu putem să-l scoatem afară. Și nu am vrea să facă prin toată casa, dar oricum în momentul când el se trezește, noi îl scoatem afară și ne jucăm cu el. Asta am făcut toată ziua. Oricum doarme foarte mult. Am citit pe internet că doarme între 15 și 20 de ore pe zi, deci foarte puțin este treaz. Și așa și este, că se trezește, se joacă puțin cu noi, doarme iar. Se trezește, se joacă puțin cu noi, doarme iar. Momentan este ok. Chiar este foarte ok, nu este supărat, chiar foarte, foarte bine s-a acomodat. Na, noi sperăm să fie bine și în continuare și dacă vreți să îl vedeți cât mai mult, abonați-vă pentru că cu siguranță va mai apărea în vlogurile mele pentru că este noul membru al familiei și deja îl iubim foarte, foarte mult. Eu, până atunci, vă pupăcesc, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu un alt clip.